salutăm și vă spunem bună seara și bine ați venit la programul Doar Împreună. Suntem la ultima prezentare din cadrul acestui program și ne-am bucurat ca să fim împreună cu dumneavoastră și să ne salutăm unii pe alții, chiar dacă de la distanță, prin intermediul internetului. Aseară am vorbit despre mânia care amenință familia și am văzut cât de important este să înțelegem și cum să gestionăm mânia care apare în familie. Probabil că și dumneavoastră aveți prieteni care se mânie și vă rog ca să-i ajutați să se calmeze făcând o simplă distribuire a temei care a fost aseară și prezentarea de astăzi. Tema din această seară este cum să construim o familie puternică, prezentată de pastorul Ion Plămădeală. Dar înainte de prezentare, vă aducem în inimile dumneavoastră mângâierea sufletească, ascultând o piesă muzicală interpretată de tinerii biserici adventiste din Colibaș. Toți avem nevoie dragoste curată, primi-la ta de sus. Toți vrem iertarea și bunătatea-ți mare, speranța Bună seara și vă salut de pe ecranul telefonului sau al calculatorului. Cu toate că nu sunt doar o imagine pe care o aveți în față, sunt o persoană care mă rog pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră și ceea ce facem, o facem pentru ca să aveți familii fericite și să vă bucurați de copii, de soț, de soție și de cei care sunt în jurul dumneavoastră. Suntem la ultima temă din cadrul acestui program, Doar Împreună, și vrem ca să mai fim pentru încă jumătate de oră sau ceva mai mult, ca să învățăm, din Cuvântul lui Dumnezeu cum să construim o familie puternică. Cel mai important și mai plăcut loc de pe lume este acasă. Vorbind de familie, avem în vedere doi oameni diferiți care au hotărât să împartă restul vieții împreună. Bărbat, femeie,
Persoane care vin din familii diferite, cu obiceiuri diferite și iată că s-au unit printr-un acord numit dragoste, ceea ce au unit și au hotărât ca să își petreacă timpul vieții crescând copii, ajutându-se unul pe altul și să se facă fericiți unul pe altul. Spunea o persoană în vârstă care și-a trăit viața cu un soț care mai beia uneori, se mai întâmpla că o mai bătea și zicea ea despre căsătorie că familia de fapt este un rău necesar. Zicea ea rău cu rău, dar mai rău fără rău. Așa percepea dumneai ei, așa vedea familia. Așa a trăit și a trăit mulți ani, pentru că avea aproape de 80 de ani și așa și-o închipuia ea. Cum vedeți dumneavoastră familia? Vedeți ca pe un rău necesar sau vedeți ca pe un dar al lui Dumnezeu, soțul care vă face fericit și soția care vă face fericit? Izvorul tuturor relelor din familie este egoismul. Țineți minte acest lucru. Ori de câte ori apar probleme în familie, ori de câte ori se nasc certuri, mânie, țineți cont de aceasta, că egoismul, deci eu-ul nostru personal, ne pune într-o poziție contradictorie cu cealaltă persoană, soțul sau soția, și iată aici trebuie ca să lucrăm. Dumnezeu a creat familia pentru ca să ne elibereze de egoism, să ne năpărlească, să năpărlim de egoismul nostru care cumva ne pune într-o poziție superioară celuilalt și sigur că celălalt va avea de suferit. Fie că e vorba de soție, fie că e vorba de soț. Când eram copil, îmi plăcea să mă joc cu magnetul, magnet. Luam două bucăți de magnet și observam că dacă le ții într-o poziție, se resping. Oricât nu le apropia, se resping. Dar dacă le întorceai pe cealaltă parte, le dădeam drumul chiar din aer așa și se atrăgeau, se apropiau. Cam așa ar fi și în familie. Deci în familie trebuie să existe plus și minus. Atunci se atrag. Dacă e plus și plus, se resping. Dacă e minus și minus, de asemenea. Ba, sau nu se întâmplă nimic. Dumnezeu ne-a creat diferiți. Și ne-a creat că dacă unul este mai iute, celălalt să fie mai liniștit, să-l potolească și pe celălalt. Aceea Dumnezeu a făcut ca în familie să fie ureche și gură. Cineva să vorbească și altul să ascultă. Dacă e doar gură, sunt probleme. Dacă doar urechi, iarăși, e liniște acolo de mormânt. De aceea vreau să vedem textele care sunt scrise la Genesa 2:22-24. Zice așa: din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Adam a numit-o așa, femeie. De aceea, zice Domnul, va lăsa, încă o dată repet, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. De nevastă sa și se vor face un singur trup. Practic, secretul unei familii fericite este de fapt în Genesa 2:24. Sau cheia și începutul. De aici trebuie să se înceapă. În primul rând, să lase și unul și altul părinții, nu să se lepede de ei. Vizitează cât mai des, ajută-i. Dar tu trebuie să te lipești de soțul, de soția ta și să faceți un singur trup. Este principiul dumnezeiesc, este principiul biblic
Așa ne învață Dumnezeu. Dacă se întâmplă altfel, să știți că vom fi nefericiți în familiile noastre. De ce totuși mulți divorțează? Statistica e îngrozitoare. Până la 50%, chiar în Moldova, divorțuri. Deci dacă au fost anul acesta 100 de nunți, 50 au divorțat. În unele raioane de nord, m-am uitat așa statistica, chiar ajung la 60%. Vă dați seama, 60% dintr-o 100 de nunți, să zicem, într-un an de zile, 60 au divorțat. De ce? De ce mulți divorțează? Prin urmare, familiile care sunt și care se întemeiază sunt nepregătite pentru frustrările, supărările, conflictele și problemele pe care le poate aduce căsătoria. Și venind nepregătiți, apar probleme și oamenii divorțează. Păi da, dar ați spune, bunei noștri, străbunei, s-au căsătorit de pe la 15-16 ani, credeți că erau mai pregătiți ca acum? Poate, nu știu, aveau niște valori pe care nu le avem noi acum. Și chiar dacă... În ce constă pregătirea? Vreau să vedem acest lucru. Pregătirea pentru căsătorie nu înseamnă că să ajungi un anumit număr de ani. Și aceasta e important, sigur. Trebuie să fii matur pentru aceasta. Dar a fi pregătit, o să vedem în continuare, este vorba mai mult de dispoziția ta de a te lăsa modelat, de a dori să te modelezi și să faceți un singur trup împreună, nu să ții la ale tale. Multe familii se trezesc total nepregătite să gestioneze conflictele și problemele care încep să se adune treptat în căsătoria lor. Se adună anumite probleme, una după alta, și se văd ne în stare, nepregătiți ca să gestioneze aceste probleme. Pe măsură ce relația lor devine copleșită de sentimente de dezamăgire și înfrângere, ei încep să creadă că au făcut o mare greșeală atunci când s-au căsătorit. Și aceasta este dezastru. Deci, fugiți de acest gând. Chiar dacă anumite lucruri nu merg bine în familie, nu vă permiteți să se cuibărească în mintea dumneavoastră gândul că ați greșit, că v-ați căsătorit cu acea persoană. Atunci când v-ați căsătorit, o iubeați probabil. Ceva totuși s-a întâmplat. Nu e problema și trebuie să mergeți înainte. Trebuie să căutați modalități de a vă uni, nu motive pe ce nu merge. Și să formați o familie frumoasă. Credeți că dacă vă duceți în altă căsătorie, altă căsnicie, divorțați și vă căsătoriți cu altcineva, a doua căsnicie va fi mai bună? Nu, te-ai dus același om, cu aceleași probleme și mai distrugi o familie. Deci caută să rezolvi problemele, caută ca să-ți faci familia fericită. Viața este prea scurtă ca să o iei iarăși de la capăt, să te cizelezi cu altă persoană. Deci, cei care repară mașini, mecanicii auto, am observat un lucru, pentru că am făcut și eu cândva acest lucru, atunci când desfaci un motor, piesele, și dacă nu trebuie ca să le dai la șlefuit, de exemplu, să schimbi anumite lucruri, eu am fost învățat așa, atunci când m-am ocupat de mecanică, ca piesele care sunt mai multe de același fel, să le pun exact atunci când le-am desfăcut, la locul lor, pentru că ele se șlefuiesc una pe alta și capătă o formă. Și dacă le schimb cu locul, vor trebui altele, deci să se șlefuiască și se fac anumite probleme. Ele deja sunt șlefuite, merg bine, tu probabil trebuie să schimbi niște piese, dar nu astea. Așa este în familie. Deci, te-ai căsătorit
Și voi deja un număr oarecare de ani v-ați șlefuit în anumită privință, vă cunoașteți, divorțul și intrarea în altă căsătorie nu rezolvă prea multe. Foarte puține familii sunt fericite care au divorțat și s-au recăsătorit. Da, sigur, sunt poate excepții, nu știu, depinde. Nu este aceasta o rezolvare și Dumnezeu este împotriva divorțului. Se trăiește parcă inconștient sau chiar voit împotriva declarației lui Dumnezeu, care spune, și citesc tare textul care este scris la Maleahi 2:16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Este principiul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă îl încălcăm, noi vom avea tot noi de suferit și nu alții. Conform Bibliei, planul lui Dumnezeu este ca, odată încheiat, angajamentul căsătoriei să fie pentru întreaga viață. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, zice în Matei 19:6. Vreau să vedem câteva semne ale eșecului în familie. Aceste semne, deci ne vor vorbi, nu că dacă le vezi în familie, e un semn că trebuie să divorțezi. Nu asta e ideea. Dar dacă vezi aceste semne, 7 semne, înseamnă că e un semn de alarmă și ceva nu merge bine. Trebuie să iei măsuri. Încă o dată, văzând aceste semne, nu înseamnă că trebuie să te pregătești de divorț. Văzând aceste semne, trebuie să fie un sunet de alarmă pentru tine, că trebuie ceva să repare, trebuie să îndrepți. Potrivit specialiștilor în domeniul vieții de familie, semnele unui eșec previzibil în viață de familie sunt, și să le vedem câte unul. Abandonarea activităților comune. Cei doi încep să trăiască vieți paralele, un fel de străini la aceeași adresă. Devin străini la aceeași adresă, în aceeași casă. Deci, dacă nu vă unește anumite lucruri pe care ați putea să le faceți în comun, abandonarea activităților în comun, este un semn că ceva nu e bine și trebuie să luați măsuri. De obicei, soții care se iubesc, unde merg lucrurile bine, ei fac totul împreună. Sigur că bărbatul are anumite roluri sau rol, soția tot face mâncare, dar ei merg împreună și lucrează în grădină, merg împreună la rude, dacă au copii, eu știu, la învățat undeva, merg împreună, deci atunci când e posibil. Dacă lucrul acesta nu vă ține împreună, dacă ceva nu vă ține împreună, este un semn de alarmă, trebuie să luați măsuri, nu să divorțați, dar să luați măsuri pentru a rezolva. Al doilea, plângeri legate de pierderea simțămintelor. Parcă nu mai simt așa ceea ce simțeam cândva. Unul dintre soți vorbește despre faptul că nu se mai simte îndrăgostit de celălalt. Deci, atenție și aici. Dragostea poate să crească. Deci, orice organism viu crește. O floare crește, o plantă crește, un puișor de găină crește, un pui de om crește, dacă e hrănit corespunzător. Hrăniți dragostea familiei dumneavoastră corespunzător, cu atenție, cu cuvinte frumoase și ea o să crească. Deci, nu e cazul să ne plângem de pierderea sentimentelor. Și dacă simțiți acest lucru, imediat ceva trebuie să faceți. 3. Pierderea interesului sexual. Actul intim este privit ca un rău necesar. Se caută motive de evadare. Dacă soțul vrea, îmi fac și eu datorie, dacă soția, deci nu-i normal dacă se ajunge la așa ceva. Deci să te implici într-un act intim cu soțul tău sau cu soția ta, din considerentele datoriei, e un semn deja că ceva nu merge. O aventură, o legătură emoțională sau sexuală cu altcineva, dacă nu se întâmplă fizic, real, se întâmplă imaginar. Tu ești în pat cu soțul sau soția, dar îți imaginezi că ești cu altcineva. E un semn, e o alarmă, fii atent. Diavolul pândește și caută să distrugă. La punctul 3, ne mai oprim puțin. Pierderea interesului sexual. Iisus a spus
că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și precurvit cu ea în inima lui. Se uită, se gândește, dar el e căsătorit. Deci, atenție, protejați-vă familia de toate aceste influențe. 4. Simțăminte de insatisfacție și nefericire. Cuvântul acasă nu mai trezește emoții de bucurie. Nu am nicio atracție să merg acasă, dar deocamdată nu am altă soluție, deci merg acasă. Știi că acasă nu prea te simți bine, dar te duci. Și dacă ai avea altă posibilitate, te duci în altă parte. E un semn de alarmă. Acasă trebuie să-ți placă să mergi, să dorești acest lucru, să o faci cu nerăbdare. Deci atunci lucrurile merg bine. 5. Preocupări și activități în afara căsătoriei. În consecință, celălalt se simte neglijat, se ocupă de alte lucruri, se simte o răceală. Este un semn de alarmă. Fii atent. Certuri legate de creșterea copiilor. Aceasta dezbină cuplu și duc la o alianță cu copiii. Deci, da, copiii sunt ai noștri, eu fac atât pentru ei, tu faci atât pentru ei, lucrurile nu merg bine. Rezolvați să nu ajungem la aceasta, să nu ajungeți la aceste lucruri. Noi ambii suntem responsabili de creșterea copiilor. Uniți familia pentru ca copiii să fie fericiți, pentru ca să le fiți un exemplu și ei vor avea familii. Ce fel de familii vor construi dacă văd în familia voastră altceva decât e bine? Și 7. Oboseala crescută și abilitate diminuată de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu. Te duci la serviciu, la lucru. Te simți obosit. Normal că o să te simți obosit dacă în familie lucrurile nu merg bine. Sunteți certați, nu puteți să dormiți, sunteți mânios, sunteți nervos, stres. Și normal că toate acestea în familie se adună dacă nu merg bine. Sunt niște semne ale eșecului în familie. Când apare unul din ele, imediat luați măsuri. Pentru că Dumnezeu dorește să aveți o familie fericită. Copiii voștri vor să aveți familie fericită. Vor să aibă pe ambii părinți. Și, dar nu doar de aceasta, dar voi să vă simțiți fericiți. Pentru că viața e atât de scurtă și să o risipim pe nimicuri. Am scris cu litere mari. Nu există motive de divorț. Există motive de pocăință. Dacă se întâmplă anumite neînțelegeri în familie, și le se întâmplă, și poate pe pământul acesta păcătos, pe undeva, arată că ar fi normal să fie așa, dar nu există motive de divorț. S-a întâmplat ceva, mergem înainte, rezolvăm, ne rugăm și mergem cu familia înainte. Vreau să vedem câteva calități, zice, pentru o familie puternică. Atrageți atenția la ele. Bunăvoința. Prima și cea mai importantă calitate pentru adâncire relației de căsătorie este o atitudine de bunăvoință și de cooperare. Mă simt bine ca să fiu în prezența ta, să fim împreună, să cooperăm. Abia aștept să mă întorc de la serviciu pentru ca să fim iarăși împreună. Bunăvoința. 2. Respectul reciproc și încrederea. Respectul reciproc este un ingredient important al tuturor relațiilor de căsătorie satisfăcătoare și de durată. A avea respect înseamnă a privi la celălalt și a vedea cu adevărat că este acolo și ce potențial are. Respectul se învață. Chiar dacă ți se pare că nu îl merită, dar atunci când comunicăm, când discutăm, învățăm să ne respectăm. Și lucrul acesta, fiind văzut de copii, fiind văzut de ceilalți, într-adevăr, putem să ne creăm o familie fericită. 3. Comunicare eficientă. Cuplurile care se bucură de relația lor de căsătorie sunt cele care continuă să dialogueze atât în vremurile bune, cât și în momentele grele în relația lor. Sigur, în vremurile bune a relației, noi comunicăm, da, vorbim, dar și în vremurile grele ale relației și atunci trebuie să comunicăm. Uite ce mă doare pe mine, uite, îmi pare rău că am greșit eu aici undeva, hai să rezolvăm, hai să facem să fie bine și mergem înainte.
Angajamentul reciproc. Ce înseamnă angajament reciproc? Este singura calitate care contribuie în cea mai mare măsură la dezvoltarea continuă a intimității în căsătorie. În căsătoriile care durează, intimitatea și angajamentul merg mână în mână. Ce înseamnă că angajament? Deci eu mi-am promis mie și ție, în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, deci mi-am luat angajamentul că voi merge înainte. Indiferent de probleme, indiferent de ceea ce se întâmplă, noi mergem înainte. Exprimarea aprecierii și a afecțiunii. John Gottman a subliniat că cât de important este pentru cupluri ca în permanență să facă sau să spună lucruri care oferă sprijin emoțional și îl încurajează în mod pozitiv pe partenerul de căsătorie. Nu fiți zgârciți la vorbe frumoase, la cuvinte frumoase. De obicei, noi ce facem? Când vedem ceva rău, că nu s-a primit, țipăm în gura mare, că iarăși ai ars mâncare, iarăși ceva n-ai făcut, iarăși e murdar în casă. Dar când vedem ceva frumos, tăcem. De ce să nu fie invers? Când vedem lucrurile făcute frumos, soția a făcut curat în casă, a făcut altceva, soțul a făcut ceva afară, de ce să nu apreciem? Oh, mă bucur. Deci arată atât de bine ceea ce ai făcut. Mâncarea e atât de gustoasă. Lucrurile de multe ori se întâmplă invers. Când nu ne place, vorbim, dar când ne place, tăcem. Hai să schimbăm lucrurile. Când ne place, să apreciem, să facem complimente. Și poate când ceva nu ne place, mai bine să tăcem. Și lucrurile o să meargă mai bine. Flexibilitatea. Deci trăinicia relației de familie este în strânsă legătură cu abilitatea de a fi deschis sau deschisă la schimbarea și de a accepta ideile noi. Ce înseamnă flexibil? Deci tu te vă dați unul după celălalt, da? Flexibil. Abilitatea de a negocia. Este problema? Deci hai, las eu de la mine, tu lași de la tine. Rezolvăm în modul acesta și mergem înainte. Propui tu, propun eu, acolo unde nu-mi place, vedem să găsim totuși un mijloc ca să mergem. Rezolvarea conflictelor. Partenerii care sunt dispuși să-și accepte diferențele și să-și rezolve conflictele pentru a găsi soluții acceptate de amândoi, au găsit metoda de a spori sentimentul de înțelegere și apropiere. Rezolvarea conflictelor. Aseară am vorbit despre mânie, despre conflicte, nu lăsați să se aprindă în așa mod ca să nu le puteți stinge. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Rezolvarea conflictelor. Satisfacția sexuală. Noi am văzut, da, deci ca un semn de alarmă atunci când partenerii de familie nu au plăcere de intimitate. O fac din datorie, dar aceasta nu aduce plăcere, bucurie nimănui. A exprima pasiune sexuală este un aspect de bază al căsătoriei și include o dorință pentru intimitate și apropiere, atât fizică cât și emoțională. Rezolvați problema. Multe probleme anume de aici pornesc. Și sigur, oamenilor sau familiilor le e incomod să discute despre acest lucru, dar când pătrunzi în esență, îți dai seama că de fapt aici, pe undeva pe aici, e problema. Și de fapt aici e și cel mai greu ca să-i ajuți pe oameni, pentru că e vorba, nu e vorba că ai luat, ai scris ceva, ai cumpărat un medicament, ai pus, dar e vorba ca oamenii aceștia să vie de la ei dorința apropierii fizice, așa cum a fost poate dragostea din tâi, așa cum a fost la început. Dar e posibil, cu ajutorul Domnului, ca să rezolvați și această problemă. No, valorile spirituale. E foarte important acest lucru. El vede legătura directă între apropierea din cadrul familial și concepția despre Dumnezeu. Deci, legătura pe verticală cu Dumnezeu. Este vorba de valorile spirituale. Ceea ce pentru tine este sfânt. Familia voastră, familia în genere, ca instituție, este sfântă, ca instituție creată de Dumnezeu. De aceea, haideți ca să avem o legătură spirituală cu Dumnezeu și în același timp vom avea și unul cu altul. Și 10, ultima, relaționarea socială. În toate ființele umane există o pornire interioară de a relaționa unul sau unul cu celălalt.
Deci, dezvoltați acest lucru. Să vorbim chiar și de problemele care apar în familia noastră cu soțul și soția, nu cu mama, cu soacră, cu nu știu cine, vecinii, prietenii. Nu te ajută nimic. Din potrivă, poate că 90% au să zică mintea lor, nu o să zică direct așa, așa se trebuie. Da, oamenii nu sunt dispuși ca să ajute. Foarte puțini sunt interesați de ceea ce se întâmplă în familia lor. Da, ei se interesează ceea ce se întâmplă în familia lor. Asta e durerea lor. De aceea, atunci când este problema, unica persoană cu care trebuie să o rezolvi problema de familie este soțul sau soția ta. Cu ei, cu el discuți și cu dânsul rezolvi această problemă. Am mai scris odată cu litere mari aceste cuvinte și ține-le minte. Nu există motive de divorț. Și dacă chiar se pare că există, ține minte că nu există. Există motive de pocăință. Trebuie să ne pocăim în fața lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim unul față de altul și să ținem familia pe care am creat-o noi. Este o instituție sfântă lăsată de Dumnezeu. Am vorbit în această seară cum să construiești o familie puternică. Am vorbit despre semnele care vorbesc despre un eșec și la care trebuie să tragi atenție, să fie o alarmă pentru tine că trebuie să iei măsuri. Și am vorbit de asemenea despre ce am putea să facem sau cum să facem ca să avem o familie fericită, să construim o familie frumoasă. Ne-am bucurat ca să fim împreună la aceste 8 întâlniri. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne iubește și ne-a învățat să ne iubim și noi. El a creat familia și dorește să fim fericiți. Dumnezeu dorește ca să fim fericiți în familie și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. De asemenea, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, cei din țară și de peste hotare, care ne-ați urmărit aceste seri. Am făcut-o cu mare plăcere pentru ca să aveți familii fericite și Domnul să vă binecuvânteze în familia dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tinerilor bisericii din Colibaș pentru prezentările pe care le-au făcut la început de program. Să le mulțumesc pentru cântările pe care le-au cântat pentru slavă lui Dumnezeu și pentru ca dumneavoastră să aveți o cunoaștere de Dumnezeu și prin cântare. Și de asemenea vreau să mulțumesc bisericii care ne susține în rugăciune și în finanțare și în toate celelalte pentru ca ceea ce facem, prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu, să aducă bucurie și folos și zidire familiilor dumneavoastră. Vreau să facem o recapitulare. Această săptămână am vorbit despre relația de familie, răni și binecuvântări. Așa a fost prima temă, s-a numit. A doua temă am vorbit despre dragostea care învinge singurătatea, o temă foarte importantă. Înstrăinare și refacere, a fost a treia temă. A patra temă, sursa dragostei. A cincea, ierarhie sau parteneriat, cine și cui trebuie să fie supus și dacă într-adevăr așa trebuie să fie această supunere. Apoi am vorbit despre părinți păcătoși, copiii supuși păcatului în tema a șasea. În tema a șaptea am vorbit despre faptul sau despre mânia care amenință familia și Dumnezeu ne învață cum să lucrăm, să nu permitem să apună mânia sau să apună soarele peste mânia noastră. Și astăzi am vorbit despre cum să construiești o familie puternică. Vreau ca să aveți familii fericite și dacă vreți să vedeți temele și să le recomandați prietenilor dumneavoastră, o puteți să o faceți. Ne găsiți pe Facebook, Biserica Creștină Ază și Colibaș, scrieți și o să ne găsiți și găsiți toate temele, deci găsiți toate aceste teme pe care le-am enumerat, dacă cumva ați lipsit de la una. Și de asemenea ne găsiți pe YouTube, deschideți YouTube, platforma aceasta și pur și simplu scrieți Ivan Plamadeala. Da, și acolo o să vi se deschidă, veți avea
toate cele 8 teme, pentru că poate aveți nevoie să revizuiți. Doriți ca totuși să îmbunătățiți situația în familia dumneavoastră. Cumva ne-am obișnuit ca să fim împreună seară de seară și acum să vă spun că ne despărțim, parcă nu e normal, dar vreau totuși ca să ne mai întâlnim și am să vă propun să continuăm întâlnirile pe care le începusem ceva mai devreme, dar din cauza, deci, timpul verii ne-au oprit concediilor, oamenii deci au mers în concedii, eu știu, chiar dacă a fost pandemie, și să reluăm, deci, temele de discuție cu titlul De vorbă cu Iisus. De aceea am să vă propun ca în fiecare duminică la ora 19 să ne întâlnim din nou pe ecranul telefonului, calculatorului și să învățăm lucruri frumoase din Cuvântul lui Dumnezeu de vorbă cu Iisus, deci lucruri care ne sunt de folos pentru viața aici pe pământ și pentru viața veșnică. Înainte ca să ne rugăm, vă propun ca să mai ascultați o cântare care va fi interpretată de tinerii bisericii de la Colibaș. Să o ascultăm! Să ne iubim și când ne e prea greu să ne îndreptăm privirea către cerul. Și totuși, Doamne, ne e greu, nu mai știm ce e bun sau rău. Din tot ce avem și știm, nu mai aflăm cărarea către cerul. O, te rugăm, mai dă-ne un semn, un strop de har și spune, Doamne, cum să trăim în lumea de acum. Suntem mai tori și mari și mici și buni și răi, întinde brațul tău și ne conduce al nostru drum. Mai complicat ți-am devenit, dar am găsit ceva din sensul vieții ce ai pus-o în noi. Te căutăm în univers și vrem să știm al lumii mers, dar tot uităm să fim mai buni cu cei de lângă noi. O, te rugăm, mai dă-ne un semn, și spune, Doamne, cum să trăim în lumea de acum. Suntem mai tăi și mari și mici și buni și răi, întinde brațul tău și ne conduc pe al nostru drum. Al nostru drum.
Dragi prieteni, mulțumim tinerilor pentru că au slăvit pe Dumnezeu și ne-am dorit ca să ne rugăm. Vreau ca să mă rog pentru familia dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră. Vom continua să facem lucrul acesta. Dacă vreți, doriți ca în mod deosebit să ne rugăm pentru o situație aparte, îmi scrieți, poate în privat sau eu știu cum, și putem să o facem. Îmi doresc cu toată inima ca să fiți fericiți în familie, pentru că creștem niște copii care vor fi viitorul de mâine. De aceea am să vă invit să ne rugăm. Vă invit să ne pregătim pentru rugăciune. Părinte Ceresc, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai condus până acum. Mulțumim pentru toate binecuvântările revărsate asupra noastră. Pentru că avem aceste ocazii ca să deschidem Biblia, cuvântul Tău și să studiem lucrurile care sunt importante pentru viața noastră pe care o trăim aici pe pământ, în mod deosebit pentru familii, pentru că facem parte din familii, avem familii și avem nevoie ca să știm cum să facem familia fericită și ajută-ne să o facem prin cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare. Te rugăm pentru familiile care au anumite probleme. Te rugăm, Doamne, ca să ajuți, să dai înțelepciune, să fie rezolvate, pentru ca oamenii să fie fericiți în familiile lor și să aibă copii fericiți. Doamne, Te rugăm pentru ca să rămâi cu noi. Ajută-ne să facem voia Ta și în toate numele Tău să fie onorat prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Dragi prieteni, încă o dată anunț, ne vom întâlni nu mâine, dar de duminica viitoare, 20 decembrie, de vorbă cu Iisus. Vom începe un ciclu de întâlniri, de teme și fiecare duminică vom continua. Deci mâine nu vom întâlni, dar începând de pe 20 decembrie și următoarele duminici ne întâlnim pentru ca să discutăm lucrurile importante pentru viața noastră, nu doar în dreptul familiei, dar și în dreptul mântuirii. La ora 19:00 vă aștept, Domnul să fie cu dumneavoastră și vă doresc noapte bună!